Aș vrea, împreună cu dumneavoastră, să ne uităm la câteva afirmații pe care le face evanghelistul aici, care sunt de o deosebită importanță pentru noi. De exemplu, primul verset unde vine omul acesta și spune Domnul Iisus, învățător, le spune fratele meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Pare o situație foarte frecventă în lume, nu? Doi frați care nu se pot înțelege cu privire la moștenire. Pare o situație comună, o situație importantă până la urma urmei, nu? O situație în care cineva vroia să-i se facă dreptate. Avea moștenire și se pare că unul dintre frați nu vroia să împartă moștenirea. Și important cum Domnul Iisus Hristos hotărăște să rezolve problema asta. Al doilea lucru, în versetul următor, zice Domnul Iisus răspunde și spune cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Domnul Iisus, într-un fel, aici tranșează care e misiunea lui. El care este Fiul lui Dumnezeu și care ar putea să rezolvă orice problemă, el zice nu aș vrea să mă bag în chestiunea asta. Foarte interesant. Asta învățăm ceva despre Domnul Iisus aici. Acum privim doar o perspectivă de ansamblu asupra textului. Apoi Domnul Iisus Hristos, ca și cum speculează ce e în viața lui ăsta, care vrea pur și simplu să-i se facă dreptate, spune ca și lecție, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Așa cum ar fi mai multe feluri de lăcomie de bani. Domnul spune, păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Ăsta nu zice, Doamne, vreau să-mi dea cine, fratul meu niște bani care mi datorează. El spune, vreau să-mi dea moștenirea pe care eu o merit, pe care mi se cuvine, da? Prin lege mi se cuvenea. Și apoi Domnul, o afirmație cu totul deosebită și importantă pentru noi în seara aceasta, zice, viața cuiva nu stă în beșug avuției lui. Și întrebarea este, dar în ce stă viața? Dacă viața nu stă în lucrurile pe care le ai, pe baza căruia trăiești, nu pe care le consumi, ai nevoie de haine, de mâncare, și așa mai, dacă viața nu stă în astea, întrebarea este, în ce stă viața? Și un lucru important, vrei să știi ce e cu viața ta. Bun, și Domnul spune apoi o pildă. Spune pilda, omul acesta bogat, care i-a rodit țarina, își face el un plan în minte ce să facă dacă are așa de multe lucruri, unde să le depoziteze. După ce își face planul ăsta, se gândește cum să-și trăiască viața cu atâta mare de rod, atâta mare de bogăție. Două aspecte ale vieții lui. Face un plan și după aceea îi gândește cum să consume, cum să trăiască planul ăsta lui. Și apoi o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu care strică tot planul, parcă ca în orice basm într-un fel, ca în orice poveste, toate lucrurile merg bine, nu se poate. Trebuie să vină ceva care să strice totul, nu? Vine un diagnostic rău, vine un incendiu, vine nu știu ce, aici vine Dumnezeu și zice omului ăsta că este un nebun. Da, noi, păcatul cel mai mare în generația în care noi trăim, este să ofensăm pe cineva. Da? Este o era toleranței în care trebuie să lași pe om să trăiască în orice nebunie. Tu n-ai dreptul să-i spui omului că ceea ce el face este o nebunie. Uite că Dumnezeu și-a dreptul cel care ne-a făcut pe noi să ne spună unora dintre noi, posibil în seara asta. Deci pregătiți-vă cumva să plecați jigniți în seara asta acasă, nu jigniți de către mine, sau trebuie să mă jignesc eu pe mine, să am așa o revelație, spun, bă, tu ești nebunul de fapt. Că tu faci exact acelea lucruri pe care le predici altora acum, da? Sau pe care Dumnezeu ți le spune ție în primul rând, da? Care spui lucrul ăsta. Ne pregătim ca Dumnezeu să ne spună nouă cuvintele astea. S-ar putea să fiți niște nebuni din punctul lui Dumnezeu de vedere. Definiția lui Dumnezeu pentru nebunie nu este că ești schizofrenic sau ți-ai pierdut mințile sau cum spunem noi, ai luat-o pe arătură în limbaj popular, da? Nu mai procesezi corect realitatea. Vezi un stâlp și spui, ăsta este un monstru, ăsta e inamicul vieții mele. Oamenii care sunt bolnavi interpretează greșit realitatea, dar au o problemă. Din perspectiva lui Dumnezeu, nebunul nu este în felul acesta și vom vedea. Cum vede Dumnezeu pe un om nebun? Zice, chiar noaptea aceasta se va cere înapoi sufletul, iar o problemă importantă despre veșnicie, da? Despre ce se întâmplă după moarte. Asta este o întrebare importantă, bineînțeles. Și zice, lucrurile pe care le-ai pregătit ale curii voi fi, nu v-ați întrebat niciodată ce am acumulat eu, ce am strâns eu, ce o să se întâmple cu ele? Dumnezeu, într-un fel, spune ceva și despre lucrul acesta. Și apoi o concluzie, tot așa este cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Este ca o lecție extraordinară. Simplu vă împart pasajul acesta în trei părți. Este un context care generează discuția asta, pilda asta. Este un context. Dar o situație, un conflict. De la conflictul acela avem o apostrofare descrisă a Domnului Iisus Hristos care spune Domnul Iisus, omule, cine m-a pus pe mine judecător între voi? Și după apostrofarea aceasta este o avertizare să ne păzim de orice lăcomie de bani. Da? Sunt trei lucruri. Un context, un conflict, o apostrofare, o avertizare. Iar avertizarea asta, la rândul ei, are câteva părți. Are o afirmație a Domnului Iisus, viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Este o ilustrație acestui adevăr, că viața nu stă în belșugul avuției. Și apoi este o concluzie.
Tot așa este cu cine se îmbogățește numai față de sine, se preocupă față de sine și nu față de Dumnezeu. Haideți să ne uităm pe rând la părțile acestea. În primul rând, conflictul sau contextul care generează problema asta, discuția aceasta, care atinge esența vieții noastre. Dumnezeu vrea să ne lămurească care este esența vieții. Eu mi-aduc aminte, eu simpatizez foarte mult cu adolescență, că cele mai multe lucruri pe care mi-aduc aminte din viața mea sunt din adolescență. Eu sunt ca un om bătrân, uit lucrurile, dacă cineva mi-a făcut cunoștință cu cineva, ca un omneac, uit cum îl cheamă. Nu știu, poate vi se întâmplă și dumneavoastră. Uit cum îl cheamă. Uit la vârsta asta mea, unde îmi pun cheile, unde îmi pun portofelul, unde îmi pun o grămadă de lucruri importante. Sau, unde-i portofelul? Cine a umblat în casa asta cu portofelul? Păi am fost numai eu, care de obicei îl pun undeva sus. Eu singur am umblat cu el, da? În fine. Însă în textul acesta ni se lămurește esența vieții. Și cred că, pentru că aminte din adolescență, că procesam nopți în șir, care e scopul pentru care trăiesc. Poate e greu să crezi. Până la 13 ani, 14 ani eu procesam, nu cred. Bine, domnule, de ce trăiesc? De ce exist? Care e scopul vieții mele? Încotro mă duc. Și eu cred că primul moment important în viața unui om este momentul în care omul începe să se întrebe ce e cu viața lui. E trist să trăiești o viață întreagă și să habar să nu fi avut pentru ce ai trăit. Și nici măcar atunci să habar nu ai, unde te duci și ce se întâmplă cu tine. De asta pasajul nostru este important, că într-un fel cuprinde atât viața noastră pe pământ, cât și finalul nostru. Este deosebită importanță pentru noi lucrul acesta. Și este important pentru că, în primul rând, cred eu, Dumnezeu vrea să ne învețe în seara asta cum să nu murim ca niște nebuni. Cum să nu trăiești o viață de nebun și să mori ca un nebun. Și ce înseamnă lucrul ăsta să trăiești ca un nebun și să mori ca un nebun? Haideți să vedem. Domnul Iisus începe, da, cu conflictul acesta. Învățătorule, vine un om și spune, spune fratele meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Aparent, când vă uitați la lucrul acesta, omul ăsta pur și simplu cere să-i se facă dreptate. Vă întreb pe dumneavoastră și vreau să comunicați cu mine, nu suntem la un moment în care profesorul vă dă dumneavoastră lecții sau medicul vă spune dumneavoastră anumite lucruri pe care dumneavoastră nu le știți. Avea omul ăsta, într-un fel, dreptul să ceară să-i se facă dreptate? Avea. Dacă noi am trăit într-o lume în care n-am avea dreptul să cerem să se facă dreptate, imaginați-vă ce s-ar întâmpla. Cineva ar veni să te jecmănească în fel și chip, să te jefuiască pe față. Și toată lumea spune, tu n-ai voie să-ți ceri dreptatea, tu n-ai voie să-ți ceri dreptatea, tu n-ai voie să-ți ceri dreptatea. Toată lumea ar deveni un iad, un fel de iad din ăsta, în miniatură. Dar tot, ar fi dezastru, da? Ar fi dezastru. Toată lumea ar promova nedreptatea prin simplu fapt că te-ar opri să-ți ceri dreptatea. Deci în sine, din punct de vedere exterior, faptul că vroia să se facă dreptate nu este o problemă. Prin lege omul acesta trebuia să primească partea lui de moștenire. Și omul pur și simplu ridică o problemă, un conflict foarte des întâlnit în viață. Poate în familie dumneavoastră puteți să vă aduceți aminte, să reclamați în mintea dumneavoastră anumite evenimente, poate din familia lărgită, în care două persoane, doi oameni apropiați care au dormit poate în același pat. Cum spuneam, au mâncat aceeași pită, au băut din același pahar, au mâncat cu aceeași linguriță, au împărtășit aceeași microbi și aceleași boli. Da? Cea mai o mare parte din viața lor. Cea mai importantă parte din viață, când s-au format ei ca oameni, au trăit împreună. Și acum se bat de la jumătate de metru. Că hatul să fie 30 cm sau să fie 20 cm sau să nu fie a nimănui sau să fie numai unuia sau a celuilalt. Se întâmplă situații astea. Și este important că evanghelistul preia o situație foarte comună din viață ca noi să putem relaționa bine la evenimentul acela. Să putem să simpatizăm cu omul ăla, să putem să simțim cu omul ăla. Da, domnule, dacă tatăl avea o avere și el a hotărât ca din milionul lui de euro să-mi lase mie 500.000 de euro, de ce fratele meu să vrea să le ia pe tot? Nu-i corect. Nu că nu-i iubesc fratele, nu? Și pentru că așa e cinstit că tata o hotărât. Nu că eu mi-aș dori banii. Că așa a fost, tata, ultimul cuvânt pe care l-a spus a fost să-mi iau și eu 500.000 de euro, nu? Pare foarte drept, foarte cinstit ce spui. Foarte cinstit. Simpatizez cu omul ăsta, nu? E normal, așa s-a scris în testament, așa e normal să se întâmple, nu? Într-o lume de oameni, normal, doar aminte de oameni pocăi sau de credincioși. Avem o situație care se întâmplă în poporul Israel, între evrei. Dom'le, așa trebuie să rezolve ca frații lucrurile, spunem noi, nu? Ca frații. Ca oamenii pocăiți, ca oamenii credincioși, care au legea lui Dumnezeu și care au o conștiință, care ar trebui să funcționeze corect. Bun. Ăsta e contextul. Ce vreau să învățăm din prima afirmație de aici este că conflictele din viața noastră sunt evenimente foarte importante ca să învățăm niște lecții de viață. Când vin conflictele, descoperim în viețile noastre niște lucruri pe care nu le-am știut niciodată. Să vă dau un exemplu practic, să fac o mărturisire deschisă înaintea voastră.
Eu, până să mă căsătoresc, am crezut că sunt băiat extraordinar. Sincer vă spun. Am avut impresia că Dumnezeu m-a făcut aproape perfect. Nu perfect, dar aproape perfect. De exemplu, eu evitam cu orice preț conflictele. Eu nu mă certam. Eu nu mă enervam, nu mă certam. Nu aveam momente. Nu aveam crize de mânie, nu aveam explozii de mânie. Nu mă scotea nimeni din sărite. Știam să închei orice conflict. Până m-am căsătorit. Când am descoperit că motivul pentru care eu eram aproape perfect era faptul că într-un conflict pur și simplu ieșeam. Dar tu poți să te cerți aici, liniștit. Eu la revedere. Dar nu rezolvam în sine problema, înțelegeți? Eu ieșeam din mediu, mă refugiam din mediu care genera conflictul, da? Eu eram o problemă, o parte importantă, aș spune de multe ori, esențială din conflictul ăla. Eu generam conflictul de foarte multe ori. Dar aveam o părere bună despre mine pentru simplu fapt că mă retrăgeam. Acum am ajuns lângă cineva, de lângă care nu aveam voie să plec. Da? Și trebuia. S-au supărat o noapte, două, dar tot trebuie să rezolvi aceea conflictul. Trebuie să rezolvi problema respectivă. Așa că conflictele din viața noastră sau momentele din viața noastră descoperă anumite lucruri care sunt în noi. Și noi putea să zic, sunt două variante, putea să zic. De când am căsătorit, uite ce persoană ai făcut din mine. Nu! Căsătoria n-a făcut decât să fie contextul sau mediul care te arăta cine ești cu adevărat. Cine ai fost cu adevărat din totdeauna. Dar n-a fost situația prielnică ca să arate cine ai fost tu pe din interior, da? Fiecare dintre dumneavoastră care sunteți căsătoriți, știți că am perfectă dreptate. Dreptate 100%. Ne-am considerat oameni, nu chiar foarte buni, dar oameni buni până ne-am căsătorit și am descoperit cine suntem. Dacă încă sunteți în faza în care credeți că sunteți cu buni și celălalt e problemă, trebuie să o rezolvați în seara asta, neapărat chestiunea asta. Da? Dar conflictele, situațiile conflictuale sunt situații în care descoperim lucruri foarte importante despre noi înșine. Niște principii ale vieții noastre care s-ar putea să ne ducă unde nu trebuie. Unde nu trebuie. Într-un destin pe care niciunul dintre noi nu ne-l dorim. Bun. Următoarea afirmație este răspunsul Domnului Iisus. Omului i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Știți cum traduc asta într-un context românesc? Într-un context românesc e ca un ortodox credincios 100% sau un catolic credincios 100%, foarte credincios, care crede în intervențiile lui Dumnezeu. Ăsta nu e din ăsta numai care duce din haști în pași la biserică. Ăsta se duce cu românul ăsta de credincios de 2000 de ani, se duce la biserică regulat, cât poate el de regulat, și are un conflict din ăsta. Și ce face? Se duce tot la biserică. Tot la biserică se duce. Și dacă vede că nu se rezolvă problema, se duce și ia legătura cu cel care are harul preoției, harul iertării păcatelor și așa mai departe, da? Și îi spune, uite, am un problem cu fratele meu, n-ai putea să mi-l scrii pe... Nu știu ce, să dai cu el, să-l bagi pe toacă bine și Dumnezeu să dă în el, să facă ceva cu el, să se rezolve problema, că el e problema. Și sunt oameni care se ocupă cu treaba asta. Zice, stai liniștit, o lua Biblia sau lua nu știu ce carte sfântă sau nu știu ce ulei sau face nu știu ce ritualuri acolo și zice să se rezolvă problema. O făcut dreptate Dumnezeu. O făcut dreptate Dumnezeu. Și treaba e excelentă, da? Care e răspunsul Domnului Iisus? Dacă Dumnezeu ar fi să vorbească audibil pentru noi într-o situație din asta, și ce ar spune Dumnezeu? Sau ce ar spune Hristos? Când îl chem, Doamne, vină și fă aici regulă. Ar spune exact ce a spus Domnul Iisus Hristos aici. Și sunt oameni care folosesc expresii de genul ăsta. Dumnezeu este răspunsul la orice. Dacă ai coșuri pe față, Dumnezeu e răspunsul. Dacă te dor scoatele, Dumnezeu e răspunsul. Dacă te-ai certat cu unul, Dumnezeu e răspunsul. Dumnezeu e răspunsul la orice. Și eu nu spun că Dumnezeu nu poate să răspundă în orice situație. Să mă înțelegeți greșit. Dar nu asta este esența relației noastre cu Dumnezeu. Ca noi să batem la poarta lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, intervine, fă tu aici, ocupă-te-o leacă din problema asta. Ai ratat complet ce înseamnă relația ta cu Dumnezeu. Și cei mai mulți oameni așa îl tratează pe Dumnezeu. Cei mai mulți oameni așa îl tratează pe Dumnezeu. Ca un Dumnezeu, un fel de chelner. El e și chelner, el e și medic, el e și mecanic, el e și care îi dă blesteme și pedepse și binecuvântări. El are un fel de funcție universală. Ai apăsat butonul și Dumnezeu execută. Și răspuns pe care Dumnezeu ne l-ar da dacă îl tratăm așa, îi zic, omule, ai ratat complet. Ai ratat complet să înțelegi cine sunt eu. Eu nu sunt la dispoziția ta. Te înșel. Și Domnul Iisus spune, cine m-a pus să fiu judecător și împărțitor între voi? Domnul Iisus Hristos și-a înțeles foarte bine misiunea pe pământ. Misiunea lui n-a fost să rezolve toate conflictele lor. Misiunea lui n-a fost să facă reguli în poporul Israel. Misiunea lui n-a fost să fie un împărat care se pună pe ei prim-miniștri și miniștri sau nu mai știu ce pe acolo. Misiunea lui a fost să vină să-l împace pe om cu Dumnezeu, să fie un mântuitor. Un mântuitor.
Bineînțeles, astăzi să faci reclamă unui Hristos care rezolvă orice fel de problemă. Să vezi oamenii ce fug spre el. Dar să spui omului, Hristos asta a venit să facă om bun. A venit să te împace pe tine cu Dumnezeu. A venit să rezolve răzvrătirea asta profundă a inimii tale. A venit să te întoarcă cu fața către Dumnezeu. A venit să te mântuiască. Numai atâta? Păi mântuire, mântuire. Dar până noi ajunge eu la Dumnezeu, ce fac eu cu necazul ăsta că l-am cu fratele meu? Cu pământul! Eu ce-o lucra? Până noi ajungem în veșnicie. Și omul a ratat complet esența relației sale cu Dumnezeu. Și răspunsul ăsta pe care Domnul Iisus Hristos îl dă aici ar trebui să ne resune mult timp de acum în minte, poate toată viața ar fi bine să ne resune. Cine m-a pus pe mine judecător și împărțitor peste voi? Adică să aduce aminte totdeauna. Oare îl pot eu trata pe Dumnezeu pentru toate chestiunile astea? Oare vin eu la Domnul Iisus Hristos în primul rând sau în mod esențial ca să rezolvem o problemă, ca să rezolvem un conflict, ca să câștigi niște bani, ca să ies dintr-o boală? Asta nu înțeles eu din relația mea cu Dumnezeu. Poți să apelezi la Dumnezeu, repet din nou lucrul ăsta, pentru orice problemă din viața ta, oricât de mic ar fi. Dar dacă tu crezi că asta e esența relației tale cu Dumnezeu, ai ratat complet, ai ratat complet ce înseamnă Dumnezeu pentru om. Ai ratat complet. Da, ai ratat complet. Esența relației noastre cu Dumnezeu este ca noi să ajungem să fim copiii Lui, să fim împăcați cu El, să fim iertați de păcatele noastre, El să ne vindece, să ne elibereze de rebeliunea asta din inima noastră, de păcatul nostru și să, până la urmă, noi să petrecem o veșnicie cu El. Asta e cel mai important lucru. Nu ca Dumnezeu să rezolve toate mizilicurile prin care noi trecem în viață. Da? Mulți oameni așa îl tratează pe Dumnezeu din păcat. Și apoi, Domnul Iisus Hristos, după ce îl apostrofează în felul acesta, probabil că mulți dintre noi ar fi apostrofați, nu știu dacă ați întâlnit persoane care spun, oh, dacă Dumnezeu a lăsat lucrul ăsta și boala asta în viața mea, mie nu mă întrebi Dumnezeu. Asta arată cât de păgân și de idolatru ești. Tu l-ai iubit pe Dumnezeu cu condiția ca Dumnezeu să te țină sănătos. Dacă Dumnezeu m-a adus în falimentul ăsta financiar, eu nu mai pot închina la un asemenea Dumnezeu. Nu știu dacă ați auzit oameni vorbind așa despre Dumnezeu. Ce Dumnezeu e ăsta care o lăsa să trec eu prin situația asta? Asta înseamnă că tu te-ai închinat unui Dumnezeu numai cât timp Dumnezeu ți-a ținut ție situația financiară la nivelul la care tu ai vrut. Tu ai iubit, de fapt, situația ta financiară, nivelul tău financiar. Tu nu l-ai iubit pe Dumnezeu. Tu l-ai tratat pe Dumnezeu ca pe un idol al păgânilor. Mă închin lui Dumnezeu, mă rog lui Dumnezeu, fac lucrurile astea, numai că timp Dumnezeu face lucrurile astea. Altfel, am rupt relația. Ai ratat complet ce înseamnă Dumnezeu. Dumnezeu nu este la cheremul tău și nu este la cheremul meu. Nu se este Dumnezeu. Da. Bun, mergem mai departe. Și Domnul Iisus Hristos dă avertizare apoi, după ce îl apostrofează pe omul acesta, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Vă întreb pe dumneavoastră. Dacă a stat să procesa situația, vine unul cu lângă un frate și zice, uite, ajută-mă să rezolv conflictul ăsta cu fratele meu, că nu-mi dă partea de moștenire. Ei spune tu, bă, tu ești un lacom de bani. Nu, te-ai gândit cum ai putea să-l ajuți să rezolv conflictul respectiv. Domnul Iisus nu face asta. Domnul Iisus depistează în dorința lui aparent legitimă de a primi partea lui de moștenire, depistează că în spate era o motivație greșită. El era gata să sacrifice relația cu fratele lui pentru a lua parte din moștenire. Doamne, nu mă interesează ce să faci. Eu vreau să-mi primesc parte din moștenire. Nu mă interesează ce o să fie cu fratele meu. Eu vreau să-mi primesc parte din moștenire. Eu nu vreau ca partea mea din moștenire să rămână la fratele meu. Asta înseamnă că pe el îl interesa mai mult partea lui de moștenire decât relația cu fratele lui. Îl păsa mai mult de lucruri decât îi păsa de oameni. Și asta este esența idolatriei. Iubirii de sine și iubirii lucrurilor materiale, da? Și Domnul Iisus Hristos face această avertizare. Vedeți? Păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Și vă dau câteva exemple în care se poate manifesta lucrul ăsta. Nu doar dorindu-ți o moștenire pe care ar trebui să o primești. Lucrul acesta se depistează când îți analizezi motivațiile inimii. De exemplu, să presupunem, nu știu dacă în Suedez poate întâmpla așa ceva, dar să presupunem că se întârzie cu salariul. Și ce să bați cu pumnul masă? Nu-i corect! Eu îmi plătesc taxele la timp, eu fac asta, nu știu ce. Merit să mi se dea salariul pe data de 15. Și probabil că merit să se dea salariul pe data de 15. Întrebarea este de ce reacționezi așa că nu ți s-a dat salariul pe data de 15. Dacă pur și simplu ai vrea să fie în regulă toate lucrurile și avea o societate în care lucrurile să funcționeze bine, probabil că e o motivație corectă. Dar dacă în spate este faptul că tu îți iubești banii tăi, dar îți iubești banii, acolo este o problemă de lăcomie de bani. Și Domnul Iisus Hristos ți-ar spune, tu ești lacom de bani, asta e problema ta. Și tu spune, Doamne, pur și simplu vreau salariul pe care îl merit. Domnul Iisus spune, da, tu meriți salariul ăsta, problema este motivația din spatele dorinței tale de a-ți primi salariul la timp. Și sunt foarte multe situații de genul ăsta. Când vrem dreptate, și ar trebui să se facă dreptate, și asta nu e nicio problemă, dar în spate motivul pentru care vrem să se facă dreptate este o lăcomie. De aceea Domnul Iisus Hristos spune aici, vedeți și păziți-vă de orice fel
de lăcomie de bani. Că nu, mai există, nu există un singur fel de lăcomie de bani. Există lăcomia asta de bani grotească. Nu? Grotească tipic balcanică, da? Când unul zice vreau să mă duc să muncesc în Belgia, nu știu unde să fac bani, vin cu o mașină, dau geamurile jos, dau drumul la manele, s-audă tot satul că am venit cu mașină tată și am muncit. N-am unde să dorm, n-am ce să mănânc, îmi împrumut bani să bag motorină, dar am venit și la rând la toți ce mi-am luat. Asta e un fel cocălăresc, așa, da, cum zicem noi românii, grotesc. Și arată lăcomia într-un mod grotesc. Dar există o lăcomie, de asta spune domnul, feriți-vă de orice fel de lăcomie, o lăcomie foarte bine spoită. Foarte bine spoită. Care arată, care e universal acceptat. Spune domnul, domnule, lucrul ăsta e normal. E perfect normal să-ți dorești așa ceva. Când în spate este o motivație perversă, este o motivație stricată, care poluează toată dorința ta de a se face dreptate, de a primi lucrurile pe care le meriți. Și Domnul, ca să întărească lucrul acesta, face o afirmație importantă, pe care vreau să o țineți minte, pentru că este esența întregului discurs. Și zice Domnul așa, deci păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. De ce? De ce să n-ajung să-mi doresc așa de mult moștenirea pe care eu trebuie să o primesc? De ce să n-ajung să-mi doresc așa de mult salariul pe care eu trebuie să-l primesc? De ce să nu-mi doresc așa de mult ca mecanicii ăștia să-mi facă mașina la timp? Eu am o problemă cu mecanici. Și trebuie să mă pocăiesc de asta. Am o problemă cu ei. De ce să nu facă lucrul ăsta la timp? De ce nu voi intra la timp pe aia care trebuia să-mi intre înapoi? Păcat. Și verifici în fiecare zi și ești terorizat de lucrul ăsta. De ce? De ce? De ce? Și Domnul spune, păzește de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Nu, ni se întâmplă câte uneori, ni se întâmplă câte un eveniment în viață în care primim anumite lucruri sau reușim să dobândim anumite lucruri, să construim, să reușim să facem ceva și zicem, acum e viața ta. Acum e viața. Și Domnul Iisus Hristos spune, viața cuiva nu stă în sau nu se află în belșugul avuției lui. Întrebarea esențială care se pune în seara asta pentru noi este, în ce stă viața atunci? Dacă viața nu stă în hainele noastre, în banii noștri, în serviciul nostru, în trupul ăsta, în sănătatea asta, în odihna asta, în lucrurile pe care ne le facem în casă, pe care ne le construim, pe care ne le acumulăm, pe care le strângem, în ce stă viața atunci? În ce stă viața? Că Domnul spune, viața nu stă în avuție, nu stă în belșugul avuției. Deci nu doar că nu stă în avuție, și dacă ai avea mult, viața tot nu e în asta. Cum nu e în asta? Păi în ce stă viața atunci? Asta e întrebarea care se pune. În ce stă viața? Și de fapt ce a ratat omul ăsta de mai înainte care se certa cu fratele, care avea un conflict, este arătat esența vieții. El a arătat esența vieții. Bun. Și Domnul, ca să lămurească că viața nu stă în belșugul avuției, ne dă pilda aceasta. Și acum iară comunicăm. Țarina unui om bogat rodise mult. Asta e frustrarea oamenilor săraci. Ia ascultă. Țarina, dacă spunea țarina unui om sărac, rodise mult. Super! Asta, domnule, asta e să fie egalitate. Nu? Să ajungă și nenorocitul ăla, săracul ăla, care n-a văzut în viața lui o pâine bună pe masa lui, care n-a dus la copiii lui o ciocolată. În sfârșit și ăla să zică, domnule, acum am ajuns și eu la un anumit nivel. Ia auziți ce spune Biblia. Țarina unui om bogat rodise mult. Binecuvântat dublu. El este bogat. Deci el nu zice că are un venit mediu, cum spunem noi. Domnule, să pătura de mijloc ca societății să se îngroașe. Ăștia de la sărăcie să urce spre pătura de mijloc. Nu să dă în bogăție, dar spre pătura de mijloc. Asta ar fi ideal, spunem unii dintre noi. Textul ne spune, țarina unui om bogat rodise mult. Nu știu dacă era capitalist sau ce era acolo, trebuie să-l întreb pe fratul Mihai, poate știe contextul. Habar nu am. Da, bogatul a rodit mult. Acum e clar că aici a fost o intervenție a lui Dumnezeu, da? Omul ăsta e de două ori binecuvântat. Eu vă întreb pe dumneavoastră, îi vă o problemă că țara unui om bogat a rodit mult? Îi vă o problemă? Nu e niciun fel de problemă. Îi vă o problemă că ție într-un an îți merge afacerea bine? Spuneți-mă, e o problemă? Nu e nicio problemă. Acum, ce să te plângi la sfârșitul anului? Băi, un procentaj mă sperie. Deci mă sperie, am un profit anul ăsta de fantastic. Îți s-a dat de triz de acum, deci să fiu triz vreo 10 ani de acum. Nu, nu e nicio problemă cu chestia. Bun, mergem mai departe. A doua afirmație pe care o face. A doua. Dar ăsta e un lucru care e importantă, prima afirmație, pentru că nu se spune nimic despre intervenția acestui om. Vă întreb, bogăția unui om poate să facă să erodească țarina? Poate bogăția unui om să facă să... Dacă nu-i zăpadă destulă, dacă nu-i ploaie destulă, dacă se întâmplă o grămadă de lucruri, dacă dă o cireadă de vită peste pământul tău, să pot întâmpla o grămadă de lucruri să nu-ți rodească țarina. Rodirea țarinei tale, și asta este doar un principiu pe care îl extragem,
Dacă îți mere bine, aia vine de la Dumnezeu. Nu e în controlul tău. Să fie foarte clar lucrul ăsta. Nu e în controlul tău. Da? Nu e în controlul tău lucrul acesta. Nu e nicio problemă cu asta. Bun, mergem mai departe. A doua afirmație. Și zice, și el... Auzi, și el se gândea. Acum e bine să mai vezi oameni care se gândesc, nu? E foarte bine lucrul ăsta. Pentru că sunt foarte mulți oameni care nu gândesc. El putea să zică, țarina a rodit mult, intrați aici, nevăliți ca tătarii și spulberați tot, mă. Acum ai viață de trăit. El nu face așa. Ăsta ar fi fost un om neînțelept, un administrator prost, căruia Dumnezeu nu mai merită să-i dea altceva data viitoare. Dar spune Scriptura, și el se gândea în sine și zicea, ăsta este un om, al doilea lucru pe care îl vedem despre el este că e un om responsabil. Un om responsabil, un om care vrea să administreze lucrurile. Foarte bun lucrul ăsta, da? O al treia lucru pe care îl observa el este că el întâi gândește, apoi face. Spune, el se gândea în sine și zicea, ce voi face? Iau zic, se gândea și zicea, ce voi face? Întâi gândește și după aceea face. El nu e ca animalul care trăiește după impulsuri, după pofte. Vede cu ochii, dă-i drumul. Capul nu are niciun fel de importanță aici, domnul. Aici e de trăiești, de bogăție. Nu, omul procesează. Întâi gândește, apoi face. Foarte bine. Extraordinar. Și el ce așa și zicea, ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Ca și cum ai venit într-o zi cu salariul acasă, îți deschizi seiful și spui așa, ascultă, nu mai am loc, vă surede, nu? Nu mai am loc unde să-mi pun banii. Vi se întâmplă? Nu. Da, nu ne potrivim. Bun. Nu înțelegem, nu simțim ce trăiește omul ăsta. Sau poate e transformat în aur. Nu mai am loc unde să pun aurul în safe. Da? Nu mai am loc unde să pun lucrurile astea. Da. Ce interesant de observat la omul ăsta este simțul lui practic, pragmatic, activ, organizator, administrator. Da? Omul vrea să facă lucruri. Gândește și să pune după aia la treabă. Vrea să facă lucruri. Ce voi face? Nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Și auziți acțiunea aici. Iată, a zis el, ce voi face? Da? Gândește, procesează, administrator, om înțelept, nicio problemă, îmi voi strica grânarele, voi zidea altele mai mari și acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele. Vă întreb, este o problemă cu asta? Ce era să facă? Presupune că avea greu, să vină cu greu și să-l întindă pe stradă, călcață. Ce era să facă omul? Omul gândește rațional, dom'le, ce pot să fac altceva decât să depozitez undeva un lucru ăsta pe care mi l-a dat Dumnezeu? E absolut perfect natural. Să nu aveți niciun dubiu că omul ăsta a greșit aici. Deloc n-a greșit. Deci vedem niște lucruri grozave la omul ăsta. Eu aș falimenta la câteva aspecte aici. Aș falimenta la câteva aspecte. Chiar și să acumulez la un moment dat e un lucru bun. Deci, eu zice, acumularea, asta a fost problemă. Mulți zic, asta a fost problema, că el a acumulat lucruri. Asta e o prostie. Să nu acumulezi o prostie. Eu am doi prunci, da? Ce-ar fi ca eu când am primit salarul să fac praf într-o zi? Nevastă, hai la mol la Cluj. Hai! Să dăm pe acolo cu bani, da? Și după aceea spun, mă, nevastă, dar noi mâine dimineață și cumpărăm la Cluj de mâncare. Asta înseamnă că eu trebuia să acumulez, nu? Trebuia să acumulezi și să țin, da? Sau te pregătești pentru vremurile. Mie îmi vine regularizarea, discutam regularizarea la gaz, odată la 3 luni. Eu îmi pun din timp, mai ales pe timpul iernii, banii în fiecare lună, că dacă îmi vine o regularizare la 3 luni de 10 milioane, după aia, știi ce faci după aia? Deci acumulezi. Cineva spune, ha, zgârcomanule, pui bănuța acolo la pliculeț, ești ca moșnege, pui banii la saltea. Nu, domnule, acumulezi pentru că vine, dar vine iarna. Ai strâns un rod, îți faci borcan cu gogoșari, îți faci borcan cu castraveți, îți faci borcan cu dulceață sau îți face maică-ta sau soacră-ta. Dar cineva acumulează. Ce-ar zice cineva? Uite, mă, băbuța ce acumulează acolo. Până la bătrâneță îi zgârcomană, își strânge acolo. Nu, domnule, până la casa de ce să mănânce iarna, pentru că este un timp al strânsului și este un timp al consumatului. Deci nu este o problemă cu acumulatul. Să acumulezi e o chestiune înțeleaptă. E o chestiune înțeleaptă. Ce e problema aici? Atâtea lucruri grozave la omul ăsta și mulți dintre noi am falimentat, am avea ce învăța de la el. Omul gândește, apoi face, administrează lucrurile, acumulează, are grijă de lucrurile pe care îi le dă Dumnezeu, da? Ce-ar fi dacă tu te duci și ai face un dar costisitor cuiva? Nu știu, gândește, îi face un dar costisitor. Îi dau o casă, îi dau o mașină și l-ai vedea pe ăsta că și-a bate joc de darul pe care l-ai dat. Te întreb, a doua oară, îi mai face un dar costisitor? Sincer, nu îi l-ai face. Te gândi, mă voi gândi data viitoare mai bine ca să-i dau un dar, nu că vreau să nu mai dau. Alții zic ca să se vizibil, nu mai dau niciodată la mine. Nu, te gândești a doua oară, zici, o să dau în continuare, dar data viitoare o să fiu mai atent să găsesc un om care mi se pare că are și capacitatea de a administra ceea ce dau și nu își bate joc de darurile pe care eu le dau. Bun. Deci,
sunt importante toate aspectele astea pe care le vedem la acest om. Problema începe aici și ascultați. Zice, voi face și voi zice. Sunt două verbe importante. El ce se gândea și iată a zis el, ce voi face și după ce voi face, voi zice. Acum, ceea ce noi facem și ceea ce noi zicem, arată ceva ce este în interiorul nostru. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos zicea că ești din prisosul inimii, vorbește gura. Uneori, oamenii chiar cu credincioși spun celorlalți, nu știi tu ce e în inima mea. Lucrurile nu sunt așa. Nebunia din inimile noastre, de multe ori, putem să avem o nebunie temporară, o nebunie de o zi, o nebunie de o perioadă mai lungă de timp, sau unii să moară nebuni. Dar din punct de vedere spiritual. Nebunia se vede prin ce faci și prin ce spui. Și Dumnezeu numește pe omul ăsta nebun și îl numește nebun după ce Scriptura spune, după ce Scriptura prezintă două verbe pe care el le folosește. Voi face asta, 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 asta și voi zice. Tot ce a făcut el, tot ce spune el că va face, nu este rău dacă începe să vorbească, spune niște prostii de te sperie. Ia uzi. Și voi zice sufletului meu. El e cu sine însuși. N-are nevoie de nimeni. Ca ăsta de mai înainte, care vroia moștenirea de la fratesul pe care el trebuia să o primească, îi se cuvenea, n-are el nicio problemă cu fratesul. El vrea pentru sine. Își vrea moștenirea lui. Fratele lui să facă ce vrea cu partea lui, el să facă ce vrea cu partea lui. Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. M-am întrebat când am citit textul ăsta dacă ăsta nu era român. Serios. Ia uzi. Suflete, ai muncit, ai dat-o bine, domnule, ai dat o lovitură puternică, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Acum ai timpul să te... Când mă odihnești odată, nu? Să te odihnești, să mănânci, să bei și să te veselești. Și asta spune omul. Asta, da? Viață! Vezi ce e problema? Cum descrii, cum definești, ce prezinți tu ca esența vieții? Asta, da, viață! Și mulți dintre noi credincioși gândim lucrurile în felul ăsta. Asta ar fi viața, nu? Să ajungi la un moment să te odihnești și tu. Să te poți să te veselești tu în viață cu pruncii tăi, cu nevastă ta. Să mănânc, numai să stai, să zic, atâta treabă am, să mănânc și să beau. M-am obosit de la atâta lucru. M-am obosit de la m-am odihnit. Ar trebui să mai fac ceva. Asta ar fi viața perfectă pentru unii oameni. Și Domnul Iisus, repet, Domnul Iisus Hristos prezintă toată pilula aceasta pentru a arăta care este viața. Când Domnul Iisus, viața cuiva nu stă în belșug la cuției lui. Acum, hai să analizăm puțin pe omul acesta. Ce problemă în ce spune el? Am văzut ce-i grozav la el. În primul rând, cea mai mare problemă a acestui om este că el se consideră stăpânul proprii sale vieți. Și asta este problema fundamentală a omului. El crede că este stăpânul proprii sale vieți. De ce spun lucrul ăsta? El se crede de exemplu stăpânul timpului lui, vieții lui. Zice, ai multe bunătăți strânse pentru? Mulți ani. Din nefericire, mulți dintre noi trăim cu senzația că vom trăi mulți ani, nu? Care dintre noi gândim că vom muri în noaptea asta? Care dintre noi ne punem probabilitatea în fiecare zi, posibil să mor? Când m-au scuturat alea ca avionul azi, a trecut așa un gând fugitiv. Mă, ar fi posibilitatea asta să stea cu noi de pământ? Ar fi. Păi zice, au avut 30 de ani, au murit în floarea vârstei și au lăsat o nevastă cu doi prunci și nu mai știu ce și nu știu. Se întâmplă evenimente de astea, dar foarte repede le uităm. De ce? N-are cum să mi se întâmple mie. Și nu este așa. Pentru că Dumnezeu tocmai de asta îl judecă. Nebunule, tu ai crezut că ești în controlul încă unei zile din viața ta, nici măcar nu vei reuși să treci noaptea asta. Asta este problema. Niciunul dintre noi, cât de tineri și de sănătoși ne-am simțit. Am văzut analize recent și o să știa că am sănătate de aviator. Eu nu mă simt chiar așa. Da, eu zic că eu sunt beton, n-am nicio treabă. E, așa cum ne simțim noi, zicem, mă, îs bine, merg mult timp de acum înainte. S-ar putea să nu mai prind nici măcar noaptea. Nu se trec, doamne, nici măcar să nu oprim. Decât dacă sunt suie de ajunge la ora 4, da? Oricum, înțelegeți ideea. Omul să crede în controlul timpului sau vieții sale, da? Vieții sale pământești. El se crede în controlul lucrurilor sale. El zice, ai multe bunătăți. Și în tot pasajul ăsta el vorbește la întâia singular. Nu vorbește la întâia plural. Eu cu ai mei, eu cu prietenii mei, eu cu familia mea, eu cu vecinii mei, eu cu neamurile mele. Nu, eu, sufletul meu, eu cu mine. Totul la întâia singular. Și vorbește despre lucrurile sale. Auzi ce îi spune Dumnezeu? El zice, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Dumnezeu îi spune,
Chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit? Ale cui? Vezi ce întrebare se pune aici? Ale cui vor fi? Tu știi ale cui sunt lucrurile pe care le-ai acum? A cui? Ale tale, nu? Așa crezi tu? Dumnezeu te întreabă, dacă acum ai murit, ți-ai pus voi întrebarea, ale cui vor fi? Și știți că cartea Eclesiastul speculează, și nu doar speculează, arată practic că oamenii care se muncesc pe lucruri, pentru lucrurile materiale ale lumii acesteia și le strâng, trăiesc o dezamăgire profundă când cei care vin după ei, care nu știu simțul, nu au simțul administrării, pentru că n-au muncit pentru lucrurile, le fac praf foarte rapid. Și asta este o tragedie a vieții noastre care se repetă în continuu. El se crede stăpânul timpului său, se crede stăpânul lucrurilor sale și vreau să scăpați de iluzia asta. Deci nu sunteți stăpânul lucrurilor dumneavoastră. Într-o fracțiune de secundă poți să pierzi absolut orice. Printr-o grămadă de situații. Nu are rost să vă dau exemplu. Printr-o grămadă de situații. Prin simplu fapt că Dumnezeu îți poate lua suflarea în noaptea asta ție sau mie, ai pierdut totul. Absolut totul. Să nu mai punem alte situații tragice, da? Sau dezastroase care pot avea loc pe pământ. Să credeți stăpânul odihnei sale. Credeți că e un lucru așa de simplu să te odihnești? Vă duri vreodată măsaua noaptea? Măsaua noaptea, vă duri vreodată, vă măsea noaptea. Eu am avut în copilărie nenumărate nopți. Nu l-am cunoscut pe Ștefan. M-ar fi rezolvat problema. Probabil, da. Dar oricum, știi că odihna nu este în controlul tău. Nu știu dacă vreodată n-ați putut să dormiți din cauza țânțarilor. A, nicio problemă, îți bâzie unul din ăla atât de enervant că nu poți să adormi. Alții nu pot adormi de la ticăitul ceasului, alții nu pot, dar nici nu vă poate scula din pat de lene ce se ducă să caute ceasul pe unde o fi, să arunce pe geam afară să poată dormi. Odihna nu este în controlul nostru. Sunt o mii și mii de situații care arată că odihna nu este în controlul nostru. Ia auzi ce spune. Primul lucru care spune el, odihna, suflete, odihnește-te. Odihna nu este în controlul nostru. Nu este satisfacția în controlul nostru. Mănâncă și bea. De ce mănânci și bei? Ca să nu-ți fie foame, ca să fii satisfăcut cu ce spui. Bun a fost! Satisfacția nu este în controlul nostru. Se poate întâmpla ceva ca să-ți bagi ăștia cu tuburile. Hrană în tine. Și niciunul dintre noi nu suntem în controlul situațiilor răsura. Chiar noi am trecut recent cu niște apropiați ai noștri. Domnule, tineri, sănători, frumoși, imediat la urgențe cu ei. În perfuzii și așa mai departe. De la niște lucruri, nici doctorii nu știu, nici ei nu știu de la ce au fost. Se poate întâmpla oricând. Nu știm ce mâncăm, nu știu ce ne dau alții, nu știm ce respirăm. Nu avem. Oricând. Nu suntem în control odihnei noastre. Nu suntem în control lucrurilor noastre, timpului nostru, în ghilimente, satisfacției noastre, chiar trupești. Nu suntem în controlul bucuriei noastre și veselește-te. Sunt o grămadă de oameni care au de zeci de mii de ori mai mult decât aveți dumneavoastră și nu se pot bucura de nimic din geaua. Datorită unor tragedii din viața lor, unor lucruri. Și prima problemă acestui om este că se crede stăpânul vieții sale. Și el nu înțelege că stăpânul vieții sale, stăpânul tuturor lucrurilor sale, stăpânul odihnei sale, stăpânul satisfacției sale trupești, stăpânul bucuriei sale, stăpânul a tot ce are el, este Dumnezeu. Asta înseamnă să fii nebun. Nebun, în primul rând, înseamnă să crezi că tu ești stăpânul vieții tale. Să-ți faci planuri fără Dumnezeu, să te gândești la administrarea lucrurilor fără Dumnezeu, să crezi că te poți odihni fără Dumnezeu. Cel mai banal lucru pe care îl putem face pe pământ, îl facem doar cu ajutorul lui Dumnezeu. Doar cu ajutorul lui Dumnezeu. Bun, al doilea lucru care arată nebunia este acumularea. Ia ascultați, nu acumularea în sine. Al doilea lucru care îl face cu un om nebun este acumularea doar pentru consum egoist. Am demonstrat că e bine să acumulezi, dar omul ăsta acumulează doar pentru sine. Să consum eu. Pe mine nu mă interesează nici de Dumnezeu, nici de alți oameni. Să consum eu. Și societatea în care noi trăim se numește o societate de consum. Deci, domnule, așa merge, domnule, societatea, așa merge economia. Trebuie să consumăm. Dar s-ar putea ca lucrul ăsta la un moment dat să devină un idol și să ne transforme pe toți în niște nebuni. Niște nebuni. Să considerăm că asta este viața. Dacă nu ai ca să poți consuma, înseamnă că nu ai o viață. Ești un nimeni. Dom'le, muncești ca să acumulești și ca să consumi. Da? Exact ca nebunul ăsta. Mi-a rodit țarina, acumulez și acum ce facem? Scopul este să consumăm ce am acumulat. Asta este viața. Asta este esența vieții. Și Domnul spune, nu. Ați ratat esența vieții. Un om nebun este un om nebun. Un om nebun este un materialist la propriu. Un om care crede că scopul este să acumuleze lucruri și el să consume lucrurile respective. Și al treilea lucru și ultimul lucru este că omul acesta este practic un ateu materialist pragmatic.
El probabil era un evreu care credea în Dumnezeu. Dar eu nu-l numesc ateu dialectic. Ateismul dialectic care procesează idei și discută idei de ce Dumnezeu nu există și de ce mai degrabă n-ar exista și mai degrabă ar fi fost. În fine, omul ăsta probabil că nu este un ateu care neagă frontal deschis existența lui Dumnezeu. Cel este un ateu pragmatic. Dumnezeu fi pe undeva. Dar eu îmi trăiesc viața ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Dacă îl întreb, tu crezi în Dumnezeu pe român? Tu crezi în Dumnezeu? Da, cred! Da, cred! Dacă te uiți la viața lui, pe perioadă numai de un an de zile, vezi că el nu are nicio tangență cu Dumnezeu. Nicio tangență cu Dumnezeu. Dacă are niște probleme, s-ar putea să se ducă la păgânul, la Dumnezeul lui păgân, că el își imaginează că Dumnezeu adevărat, dar nu-i. Să facă acolo niște închinăciuni sau ceva ca Dumnezeu să-l asculte, da? Ca la tonomat, bacă visa ca să-i cadă ce vrea. S-ar putea să facă asta. Dar el, practic, în tot timpul vieții lui, este un ateu. Cineva mi-a spus recent, într-o discuție cu o persoană care se consideră acum ateistă, într-o discuție i-am spus, și eu am fost ateu, i-am zis la un moment dat, dar acum sunt credincios. Zice, la mine a fost invers. Eu am fost credincioasă și acum sunt ateie. Și am întrebat-o în felul următor pe persoana asta. Îi zic, spune-te rog, pe vremea când tu erai credincioasă, că ai spus că ai devenit ateie, tu străiai viața în sensul ăsta că în fiecare zi căutai voia lui Dumnezeu și încercai să faci ce place lui Dumnezeu și te interesa să faci toată viața ta să decurgă după voia lui Dumnezeu. A, nu de felul ăsta. A, deci n-ai fost credincioasă în sensul că ai depins de Dumnezeu în fiecare lucru din viața ta, în fiecare domeniu din viața ta. A, nu, dar credeam că există Dumnezeu. Îi zic, stai puțin, definiția pe care tu o dai omului credincios nu este definiția biblică. Tu n-ai fost niciodată credincioasă. Credincioasă înseamnă să-ți rânduiești întreaga viață după voia lui Dumnezeu. A, zice, da, n-am fost credincioasă. Deci n-ai fost niciodată credincioasă. N-ai avut din credincioasă în ateistă sau ateu. Tu n-ai fost niciodată credincioasă, da? Exact așa este omul ăsta. El probabil dacă îl întrebai, tu crezi în Dumnezeu? Da, cred. Dar viața lui era viața unui ateu materialist foarte pragmatic. Foarte pragmatic în toate lucrurile pe care le făcea el. Și câteva observații aici în încheiere. 1. Omul nu știe că nu este proprietarul lucrurilor lui, ci este un biet administrator. Suntem niște administratori ale lucrurilor pe care ni le-a dat Dumnezeu. De asta Dumnezeu ne întreabă și pe noi în seara asta, dacă mori, lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi. Oricum, ale cui or fi, nu o să mai fie ale noastre. Și dacă nu o să mai fie ale noastre și nu mergem cu ele dincolo, înseamnă că nu suntem proprietari, ci suntem administratori pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp, dar foarte scurtă, oricât de lungă ar fi, foarte scurtă în comparație cu veșnicia. Dar el ratează total, din viața lui ratează total aspectul spiritual. El vorbește despre roadele pe care le are, despre bunătățile lui, despre veselie, despre mâncare și despre băutură. Deci el n-are preocupări decât pentru trup, n-are preocupări pentru suflet. Practic, dacă eu n-am preocupări decât pentru trup și n-am preocupări pentru suflet, sunt un nebun. Dacă eu cred că eu sunt stăpânul vieții mele, sunt un nebun. Dacă eu mă preocup doar de lucrurile materiale, sunt un ateu materialist și sunt un nebun. Sunt exact ca omul care neagă deschis frontal existența lui Dumnezeu. Sunt exact așa. Apoi, el nu are niciun interes pentru Dumnezeu. Ia uziți ce concluzie trage Domnul Iisus Hristos aici. Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de... Pune-i Dumnezeu în toată ecuația asta. Dumnezeu l-a binecuvântat. Dumnezeu i-a dat. Dumnezeu i-a lungit viața. Dumnezeu a făcut toate lucrurile astea pentru el. Pune-i Dumnezeu în tot planul lui. În tot ce a făcut el și în tot ce a zis el. Nicăieri. Că este cel mai grav lucru a vieții sale, că el nu s-a îmbogățit și nu a făcut nimica față de Dumnezeu. Și un lucru cu adevărat tragic aici este că omul ăsta nu este în niciun fel preocupat de ultima zi din viața lui. Nebunul nu are nicio preocupare pentru ultima zi din viața lui. Dacă vreți să înțelegeți ce este viața, trebuie să vă gândiți la ultima zi din viață. Domnul Iisus asta face. El zice, viața unui om nu stă în bogăția avuției lui. Și știți ce face? Prezintă ultima zi din viața unui om. Ca să înțelegi esența vieții, ce înseamnă să trăiești cu adevărat, trebuie să te gândești la ultima zi din viața ta. Și să te gândești în ultima zi din viața ta ce ar conta cel mai mult. Și acum să facem probă cu omul ăsta. În ultima zi din viața lui, a contat mâncarea și băutura? A contat mâncarea și băutura în ultima zi din viața lui? L-a ajutat la ceva? Nu. L-a ajutat faptul că țarina lui a rodit mult? Nu. L-a ajutat că urma să-și construiască grânare mai mari? Nu. L-a ajutat că își făcea provizii? Nu l-a ajutat. L-a ajutat că poate îi spunea păzitor la proviziile lui? Nu l-a ajutat. L-a ajutat faptul că ar fi fost sănătos, tuns și putea să se odihnească și el liniștit în patul lui? L-a ajutat în ultima zi din viața lui lucrul ăsta? Nu te ajută la nimic.
Așadar, ca să înțelegi care e esența vieții, gândește-te la ultima zi din viața ta. Ce va conta în ultima zi din viața ta? Ce va conta? Ce crezi că ar conta în ultima zi din viața ta? În ultima zi din viața noastră și ce va conta? Nu banii noștri? Nu averile noastre? Nu cât am muncit? Nu cât am strâns? Nu ce conturi am avut? Nu va conta nimic de ce este valoros pentru lumea asta. Nu va conta nimic din ce este material. Nu va conta nimic din ce și ateii din lumea asta apreciază. Sunt lucruri pe care noi le avem în comun cu ateii. Faptul că strângem, că muncim, că ne hrănim, că ne odihnim. Lucruri care nu sunt rele. Dar nu asta sunt esența vieții. Esența vieții sunt lucrurile care contează în ultima zi din viața ta. Și ar trebui să procesăm bine lucrul ăsta. Asta nu face omul ăsta. Omul ăsta nu se gândește la ultima zi din viața lui, care înseamnă următorul lucru. Nebunul i-a zis Dumnezeu chiar noaptea aceasta. Deci timpul nu este al lui, chiar noaptea asta, el avea mulți ani pregătiți înainte. Chiar noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Cine i-a dat sufletul? Cine i-a dat viață? Dumnezeu i-a dat. El nu este suflete, ai, fă, distrează-te. Și el zice, sufletul este a meu. Și Dumnezeu îl cheamă la cercetare și la judecată. Asta contează în ultima zi din viață. În ultima zi din viață contează ce va spune Dumnezeu despre ce ai făcut tu, despre viața ta, despre sufletul tău. În ultima zi din viață nu contează trupul nostru, bogățiile noastre, ci contează sufletul nostru, da? Contează sufletul nostru. Și Domnul zice, tot așa este cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. În concluzie, esența vieții nu sunt toate lucrurile pe care le-am menționat noi. Esența vieții este ceea ce contează în ultima zi din viața noastră. Și anume, ce va spune Dumnezeu despre noi. Acum noi știm, toți. Toți am păcătuit, Biblia spune, toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Lucrul ăsta este adevărat cu privire la orice unde pe planetă. Vestea bună este că ne putem îmbogăți față de Dumnezeu. Cum? Făcând noi lucruri. Nu? Biblia ne arată că singurul care poate să ne șteargă de păcatele noastre este Domnul Iisus Hristos, prin sângele de la Golgota. Când noi venim la El cu pocăință, cu credință, ne dăm viața Lui, ne predăm Lui, capitulăm înaintea Lui și spunem, Doamne, am trăit și noi ca niște nebuni, ne-am preocupat numai de lucrurile din viața asta, înțelegem că dacă în noaptea asta am muri, singurul lucru care contează este dacă sunt în păcat cu Dumnezeu. Cum mă duc eu împăcat de păcat înaintea lui Dumnezeu? Cum voi justifica eu înaintea lui Dumnezeu? Ce voi spune eu lui Dumnezeu? Doamne, păcatele astea, ce o să-i spun lui Dumnezeu? Singurul lucru pe care pot să-i spun lui Dumnezeu și să pot să stau cu fața senină înaintea lui Dumnezeu este că Domnul Iisus Hristos, mijlocitorul meu, avocatul meu, cel care a murit pentru păcatele mele, m-a ispășit și pe mine, m-a iertat și pe mine. Că a fost o zi când eu m-am pocăit, m-am încrezut în El, mi-am dat viața Lui, i-am cerut iertare și El m-a curățit de plin. Asta e singurul lucru pe care pot să spun înaintea lui Dumnezeu. Doamne, sunt îmbogățit datorită ce a făcut Iisus pentru mine. Asta e singura noastră șansă. Este singura noastră șansă. Și, bineînțeles, după ce ne-am îmbogățit în felul acesta față de Dumnezeu, prin neprihănirea lui Hristos, prin lucrarea lui Hristos, prin iertarea pe care ne-o dă Hristos, să trăim o viață care demonstrează că am primit lucrul acesta. O viață de oameni mântuiți. Iertarea de păcate și cu trăirea în neprihănire înaintea lui Dumnezeu, cu trăirea curată înaintea lui Dumnezeu, sunt două lucruri care sunt bine. Amândouă vin de la Dumnezeu, dar amândouă reprezintă lucrarea pe care Dumnezeu o face noi și față de care noi avem răspundere. Ce contează în ultima zi din viață? În ultima zi din viață contează să fii în păcat cu Dumnezeu. În ultima zi din viață să spui, Doamne, cel mai bogat lucru pe care pot să ți-l arăt ție este neprihănirea lui Hristos. Ce a făcut Hristos pentru mine? Și nu doar ce a făcut pentru mine, ce a făcut Hristos din mine și în mine. Am fost eu un ateu materialist pragmatic care afirmam cu gura că existi, dar practic trăiam ca și cum n-ai fi existat. Te mai căutam eu din când în când pentru dorințele mele meschine, mârșave și murdare. Dar a fost o zi în care m-ai cercetat, în care m-ai luminat, în care m-ai atras la tine, am venit la tine cu pocăința, am capitulat, m-am predat în mâinile tale și de atunci ai început să lucrezi în viața mea. Și m-ai transformat dintr-un ateu materialist într-un copil al tău care a trăit pentru tine. Asta e singurul lucru pe care pot să-l spun. Ce ai făcut tu în viața ta, în viața mea? M-ai iertat și m-ai transformat. Și ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi în seara aceasta să ne analizăm cu foarte mare seriozitate. Să știți că lui Dumnezeu nu este teamă să ne ofenseze. De Dumnezeu nu este teamă să ne ofenseze. Oricând ne-am zbârlit noi, dar cum să-mi spună mie ăsta că sunt cumva? Dumnezeu nu este teamă să spună, ești un nebun. Eu nu sunt factorul determinant al vieții tale. Dumnezeu nu acceptă să-L punem pe ultimul loc în viața noastră, nici măcar pe primul. Dumnezeu vrea să dețină toată viața noastră. El să reglementeze toate domeniile din viața noastră. Nu crezi că putem prosti pe Dumnezeu cu 5 minute dimineața? Sau cu 5 minute seara? Sau cu 50 minute dimineața sau cu 50 minute seara? Asta poate să fie un ritual cu care ne amăgim pe noi înșine. Dumnezeu vrea să dețină toată viața noastră.
Dumnezeu vrea să ne rânduim toată viața după voia Lui. Și atunci și acumularea are sensul ei, și familia are sensul ei, și munca are sensul ei, și salariul are sensul ei, și moștenirea are sensul ei. Dar toate lucrurile reglementezi, le definești în funcție de cum vrea Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să fugim toți într-o mănăstire, să nu mai facem nimica, să stăm la limita sărăciei, să ne chinuim sufletele și trupurile ca să ne câștigăm mântuirea. Nu! Ci Dumnezeu vrea să ajungem la punctul în care să înțelegem că suntem niște ticăloși vinovați înaintea Lui, să venim cu pocăință, să ne cerem iertare și să lăsăm puterea Lui Dumnezeu să transforme în totalitate viețile noastre. Și tot ce facem din punctul acela să fie făcut după voia Lui Dumnezeu. Asta cu adevărat este un miracol care nu se poate întâmpla decât când Dumnezeu intervine cu putere în viața noastră. Și modul în care Dumnezeu face lucrul ăsta este prin mesajele ca acestea, care au rolul de a ne aduce la disperare, la epuizare. Deci fantastic, așa ceva e imposibil, ce spui tu. Și adevărul este că este imposibil. Deci este primul lucru pe care trebuie să-l trăiești. Primul lucru pe care trebuie să-l experimentezi este să înțelegi că este imposibil să trăiești viața pe care ți-o cere Dumnezeu. Și atunci intervine Dumnezeu. Cât timp crezi că mai poți trage tu, Dumnezeu să-l depărtare. Când ajungi să capitulezi, să te oprești, să eu nu am nicio șansă, Doamne. Lucrează tu în viața mea. Ăsta sunt eu, lucrează tu în viața mea. Și asta vrea să fie cerința fiecăruia dintre noi. Nu uitați, esența mesajului din seara asta este ce este esența vieții. Și esența vieții, dacă nu uitați propoziția asta, nu uitați ce este mai important. Esența vieții este ce este cel mai important lucru în ultima zi din viața ta. Ce este cel mai important lucru când vei sta față în față cu Dumnezeu? Cel mai important lucru este, cum spune Domnul Iisus aici, dacă te-ai îmbogățit față de Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea puterea ca prin pocăință, prin credință să venim la El și nu doar odată, cândva, ci totdeauna să ne raportăm în felul acesta la Dumnezeu, să primim iertarea Lui și să primim și această transformare pe care El lucrează în viețile noastre ca să fim bogați față de El datorită Lui Hristos. Noi nu credem într-o balanță din asta, Dumnezeu ne pune faptele bune cu faptele rele, ne zice, sunt mai multe faptele bune, ai scăpat. Aveai 51% de fapte bune, dacă erai la un procentaj, te pierdeai. Nu există așa ceva. Singurul care ne îmbogățește și care ne face bogați este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Amin. Amin.